Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Luca, ai fost la meci săptămâna asta? Am fost recent, duminică sau când ai fost? Da, 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 la FCSB cu Farul. Eu am fost, cred că, cu vreo două săptămâni sau câte au trecut de la tot cu Farul. Farul, rapid Farul, rapid, în schimb. Farul, da. De câte ori mergi la meci pe lună? Acum, sau în ultima vreme, de când e la mare fiert, cu fotbalul, merg de vreo două ori pe lună. Te o dai pe copil. Da. Că zici că vrea copilul, păi și da, mergi și tu la meci. Adevărat, da, așa e. Și că sunt probleme cu asta, cu mersul la meci în general. O tânără din Franța a sunat la poliție și a alertat poliția în mod fals că iubitul ei, care pleca la Marsilia pentru a asista la un meci de fotbal, are o bombă. A vrut să-l împiedice, practic, pe iubitul ei să meargă la meci și pentru că nu l-a convins acasă, a sunat la poliție. Iubitul meu e în autobuz cu o bombă. Vrea să arunce totul în aer în Marsilia, a spus tânăra de 23 de ani la telefon. Ce înseamnă, voi, dragoste? Ce nebună! Numărul de telefon a fost identificat, mă rog, s-au dus la ea și și-au dat seama imediat că aceasta mințise. Bărbatul s-a dus la meci, echipa și câștigat. Nu știu dacă i-a purtat noroc el, ia bomba sau ce s-a întâmplat acolo, dar mă gândesc că sunt multe cazuri în care, domnilor, vreți să mergeți la stadion sau să ieșiți la o bere cu băieții, că până la urmă tot asta este comersul la stadion, socializarea cu prietenii, colegii de serviciu și așa mai departe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.